Bine te-am regăsit pe Breasla Haiducilor! În cazul în care te întrebi care e faza cu acele minereuri de mai devreme, ei bine, atât am reușit să adun în două sesiuni de minat folosind acest râncop cu Silk Touch. Însă, din acel stack și jumătate de diamond oruri, aș vrea să-mi lași un comentariu în care să-mi spui de câte diamante crezi că am făcut rost folosind acest râncop cu Fortune. 2, 3, 5, 7, 100 de stack-uri, până lași un comentariu, mă duc să craftez o armură de diamant. Gamivo ține cu tine. Prețuri mici pentru oricine. Mai multe detalii în descriere. Altă viață cu armura asta de diamant, măcar nu mă mai simt sărac. Pe bune, ultima dată am fost singurul cu armură de fier, toți băieții aveau diamant. Însă, măcar, acum sunt și eu în rând cu lumea. Iar ca să răspund la întrebarea de câte diamante am făcut rost din acel stack și jumătate de diamond oruri, ei bine, BOOM! De 3 stack-uri și 10 diamante, plus din toate minereurile de la început, asta am reușit să adun, plus că le voi prăji pentru a face experiență. Dar după ce le-am transformat din blocuri, am observat că s-o grămadă și va dura enorm de mult până se prăjește totul, așa că merg cu nivelul 36 până la Peter să enchantez puțin. Primul enchant vine pe târnăcopul ăsta stricat, deoarece am impresia că îmi va da eficiență 4 simplu. Păstă tot era Protection 3, Unbreaking 3, Sharpness 3, eram sigur că asta vine, însă le combin pentru a face eficiență 5 și voi cumpăra un Mending, însă până un alta, mamă, eficiență 3, ce-mi dai aici, Fire Protection 3, domnule, durere astăzi, nu vrea să-mi dea absolut nimic decent, Sharpness pe topor, serios? Aoleo, păi n-are niciun sens să enchantez cu level mai mare, dăm ceva de level 1 acolo și zi-mi te rog frumos că s-o resetat la mai bine Depthstrider 3, dă-mi aici Protection 4, Unbreaking 3 și Depthstrider 3, superb, și acum iar mi-o dă pe aia cu ceva simplu, ceva fără nimic, dar aș merge pe toporul ăsta după ce mai fac niște experiență. Iar toporul ăsta zice eficiență 4, Sharpness 3 și Unbreaking 3. Hai mă că e foarte bine. Dacă mai reușesc un Fortune pe târnăcopul ăsta, ar fi extraordinar. Ca să-l dau înapoi lui Dani, cel cu Fortune 3. L-am împrumutat de la el că nu aveam unul și îi voi da niște bănuți, dar când intră mai târziu pe server. În timp ce făceam experiență, scheleții au dropat aceste iteme pe care vreau să le cumpăr de la Nenia Peter, însă ca să fiu sigur că nu vine cineva și le dezenchantează sau chiar Peter să facă ceva cu ele, ei bine, voi ascunde exact aici un butoi până mă întâlnesc cu el, da? Și le arunc pe toate 6, după îi le voi arăta și voi zice, domnule, ia zi repede cât vrei să-ți dau pe ele, însă până un alta, pun aici un anvil, și să le combin pe cele pe care le-am rezolvat deja. De exemplu, am un pickex cu eficiență 5, am breaking 3 și silk touch. Acum următorul cred că așa e mai ieftin, nu da, în felul ăsta și am eficiență 5, am breaking 3 și fortune 3, iar acum pe topoare cred că așa ar merge cel mai bine, să am eficiență 5 cu smite și am breaking 3. Într-un final am terminat de enchantat și combinat toate uneltele de care aveam nevoie, însă intervine o mică problemă, nu știu exact ce nume să le dau. Aș aprecia câteva idei în secțiunea de comentarii pentru cele două târnăcoape, lopățică și acest topor. Și în timp ce eram jos la spawnerul de scheleți, aceste blast furnace-uri prăjeau în continuu, așa că am reușit să rezolv întregul double chest, dar vreau să aflu câtă experiență primesc din amândouă, s-au adunat 31 de nivelul numai? Pă bune, mă așteptam la mult mai mult, însă las că-i bine, important e că am prăjit absolut tot, pun un spruce trapdoor înapoi și cu experiența asta cred că îmi voi enchanta rapid armura. Dar până să fac asta, e plin de cărți pe aici, pe la bază, așa că vreau să văd ce scrie în ele. Asta, din ce am înțeles, este de la Panda, că o citisem cu nenea Dani, dar hai să vedem, dragă haiduc, dacă te-ai săturat ca armurile și uneltele tale să piardă durabilitate și să trebuiască să le repari de fiecare dată cu diamante, ei bine, eu am o soluție mult mai bună. Tocmai ce am deschis un shop de mending. Aoleo, 500, 118 minus 580. Păi clar mă duc în partea aia pentru a cumpăra una, două, trei,
4 cărți cu mending, cred că ar ajunge, sau chiar 5, mă rog, o să merg să cumpăr. Bun, ce în partea asta, da? Totul la Blaugrana, aoleo, Dani și numele lui. Știu că am fost în partea aia ultima dată la shop-ul de lemn, oricum mă duc astăzi și aici caravana color. Văzusem ceva acolo sus, cred că aia îi, dar mamă, ce-o dat-o Peter cu hieroglife din astea, te invit la caravana colorată, noul shop de culori de pe plaiurile haiducești, se află în spatele casei lui Peter. Mă, nu știu cum să zic, dar acolo e casa lui Peter și acolo e taraba aia din ce văd, deci e cu mult în spate și lângă, nu doar în spate. M-am înarmat cu cele 3 stack-uri de diamante și am venit până la magazinul de lemn al lui Dani și Edward, însă vreau să mă uit puțin la el că ultima dată nu am avut atât de mult timp. Per total îmi place super mult în partea asta că au făcut o mașinuță cu ajutorul căreia în teorie adună ei copacii, da? Deci cu asta bam să duc prin pădure și taie tot ce-i de tăiat, un guard view micuț, simpluț și în partea asta este magazinul propriu zis plus au una din asta, bă, păi nu mai îmi place, au și căruță, au și mașină, păi domnule, ori mergem cu mașini, ori merge, invers, ori mergem cu mașini, ori mergem cu căruțe, nu se combina amândouă. Dar revenind la treburile noastre, care-s prețurile? 2 diamante pentru oak, super, 2 diamante pentru lemn alb, 2 diamante sherry, însă eu vreau mangrove care îi 3 diamante. Dăm aici 2 stack-uri. Și ce mai trebuie? Niște jungle? O, cumpăr tot jungle-ul, dă-l aici. Sau nu cred că trebuie atât de mult. Lasă așa, un stack de jungle, 2 de mangrove și cam atât, cred. Pă bune că sprusul-i tot 2 diamante. Măi, pentru sprus, deși am eficiență 5 pe topor, zic să nu mai stau pentru un singur stack. Iar în partea asta unde-i dark oak? Nu au? Aici ar trebui să fie, da, pe bune că n-au dark oak, asta este, și 3 diamante per stack pentru lemnul din Nether, dar n-am nevoie, asta e tot, eventual, să iau, dă niște lemn alb, nu știu niciodată când îți trebuie, cam atât, le-am făcut vânzare și acum oare să mă duc până la shop-ul lui Panda? De mending, măi, n-o să merg acum, poate cu altă ocazie. Probabil vă întrebați ce o să fac cu acest lemn. Ei bine, nu mi-ajung diamantele astea pe parcursul întregului sezon, asta știe toată lumea, așa că îmi voi deschide primul magazin și va fi într-o, de fapt nu vă zic încă în ce va fi, dar îl voi deschide fix lângă bază, însă înainte de a construi magazinul am de rezolvat două lucruri și anume de adunat niște dirt și mărit insula că încă în spate, bine, în partea asta și în spate nu-i terminată, iar pe lângă astea două ar trebui și cel de-al treilea, mai exact să aduc aici înapoi zăpadă, nu știu cine a fost, i-a pus apă și a distrus toate carpeturile și acest, bă, cum se numea, acest powder snow, însă îl prind eu până la urmă și va plăti scump. Sărind peste asta, am craftat 21 de găleți pentru a aduce mult mai rapid powder snow la bază și văzusem în partea asta că nenea Domino s-a distrat puțin construind două podulețe. Unul de pe insula de la spawn până pe partea lui și aici de pe dealul său până la dealul unde stă nenea Colpir, unde stau nenea Colpir și Dani. Iar acum ar mai trebui încă unul care să ducă până la Peter și unul, cum vorbeam cu Peter, care să ducă până la mine și apoi eu de la mine să merg pe următoarea insulă unde voi construi ceva mai mare, însă mai durează puțin. Opa, uite că văd în partea aia, nenea Colpir o mai construit un hobbit hole deja, se mișcă foarte bine, numai eu am rămas cu un simplu turn, dar astăzi mai fac ceva interesant. Chiar dacă am atât de multe găleți, tot a fost nevoie de 3 drumuri, însă important este că am rezolvat podeaua, în sfârșit mă pot arunca fără probleme în momentul în care vreau să cobor, iar acum mă voi ocupa de insuliță pentru a o mări. Lucru pe care l-am rezolvat extrem de repede, deoarece am avut norocul ca pe lopată să-mi dea eficiență 4, unbreaking 3 și silk touch din prima, așa că instant am adunat cât dirt aveam nevoie, după care l-am folosit pentru a mări insula. În sfârșit arată insulița aia puțin mai bine, deoarece era mult prea mică pentru cât de mare este acest turn, însă lipsesc o grămadă de detalii pe care le voi adăuga pe parcurs, însă momentan aș vrea să dau o tură până la Dani, deoarece a intrat pe server și îi voi lăsa târnă copul.
Dani, unde ești? Cum te văd? Dani? Ah, salut, Dani! Salut, bro, ce doar mi-a fost de tine. Nu salut și și mie de tine. Plăcerea mea să te văd. Da, zi, da, ce, păi, cu ce pot te ajut? Trebuie să te bucur că mă vezi, pentru că, uite, îți dau înapoi târnăcopul cu Fortune. Păi ți-am dat eu voie să-l iei? Păi da, mi l-ai zis să mă duc să-l iau din cufăr. Așa ți-am zis? Păi da, și l-am reparat, l-am folosit și după aia ți l-am dat acum și fii atent, pentru că mi l-ai dat să-l folosesc, uite, niște diamante. Dracu, l-ai reparat, că are mai puțină durabilitate ca înainte. Sau? Păi da, l-am făcut full și am avut atât de multe minereuri că s-o dus sub. Da, înțeleg. Nu, dar pe bune, chiar am avut un double chest plin aproape, mă rog, înțelegi tu, multe minereuri. Câte diamante ai? Câteva, numai n-am avut. Am avut mai mult fier, mai mult cupru. N-am avut noroc de diamante. Ce vrăjeală, na, nu-i vrăjeală, am și uite, am 50 de diamante. Astea sunt toate diamantele du-te mele. Du-te, mă, de aici, mă. Du-te, mă, cine te-o crede, mă. Bă, stai să-mi pun, să-mi tu, tu mă crezi, pentru că, uite, vreau să cumpăr de la tine. Dacă ai armor trimuri? Da, dacă ai trimuri de vânzare, eu o să cumpăr de la tine. Dar în timp, bala sunt că s-o obosit un pic. Bă, mă, crezi că aveam, dar nu mai știu pe unde l-am pus. Aveam unul, parcă. Așa, da, neața. Nu e la, nu știu, undeva unde ai chestii prețioase sau... Da, că eu și am chestii prețioase, bro, nu e ca și... Păi, na, am văzut că tu le-ai pe toate aruncate pe aici. Uite, ai cupru. Uite, am de ăsta. O, de ăla, stai să văd. O, nice. E... Din bastion, da. Snout Armor Trim, da. Da, îl știu. Nu vrei să-l vinzi? Păi aș vrea să-l multiplic înainte să-l vând. Păi, îți dau, fii atent, îți dau 10 diamante, îl multiplici și diamantele care îți rămân, îți rămân ție. Bine. Ce zici? Bine. Ok, stai așa. Ia uite. Bine. Și îți trebuie, cred că una de Blackstone sau una de Netherrack. Blackstone, ceea ce nu cred că am, guess what? Da, n-am. Dacă, fii atent, facem o schemă. Îmi dai diamantele, îmi dai ăla și ți-aduc aici în bază. Și mi-a dus gen diamantele înapoi? Îți se duc și dăm 7 diamante numai și ăla și ți-l aduc eu. 7, da. Da, merge 6-7. Uite, m-am mai pierdut 3 diamante. Da, mă, e ok, okay, merge, okay, uite, hai. Perfect, așa facem. Că cu ocazia asta mă duc și eu în Nether, că n-am fost până acum. N-ai fost deloc? Nu, am intrat chiar un pic, cred. Dar în rest n-am fost. Am fost până la shop-ul tău astăzi, am cumpărat niște lemn. Și chiar ce e chestia asta? Că am văzut că s-o lucra pe aici, e shop sau ce? E că n-am fost tare atent. Nu, vino încă să-ți arăt. Am făcut, Blue, oamenii știu, în episodul anterior, am făcut 5 ferme automate pe breasta haiducilor. Deja 5 ferme? Eu n-am nici măcar o fermă, apoi automat. Fii atent, asta e de găini, ia uite cum merge, ia uite, bag acolo. Ok, mamă, ok, ia uite cum merge, ești nebun. Fii atent, în partea asta avem de cactus, asta un pic mai legeră, așa e mai bătrână. Asta e de cactus. Și Peter și aveți fermă de cactus. Merge bine. Mai am 4 stack-uri jumate, nu mai zic nimic. Dar te-ai distrat pe aici, că era o gaură aici. Era, bine zis. Da, uite aici piatră, chestii. Da, de bambus. Fermă de bambus, da. Oh, nice. Hai că e bine. Da. Ah, ok, ai făcut terraforming. Da, am făcut terraforming, să știi că aici o să umplu cu pământ, să nu mă dai afară de pe braț. Nu, stai aici, da? Și eu am umplut cu pământ sub insula mea, nu, e ok, da. Ești genul ăla, am înțeles, Blue. Fii atent, cea mai importantă fermă pe care o am. Asta de kelp, fermă, ok. Fermă de kelp, man. Vezi că e stricată, deci... sau nu e stricată, așa trebuie să curgă apa. Nu, așa, nu, e bug, efectiv. Gen, vină încă să-ți arăt. Pe bune, e bug. Uite aici. Stai să sper să nu curgă apă pe afară. Nu curge. Vine un caz, gen așa arată apa, de fapt. Ok, ce dubios. Dar se vede foarte dubios la toată lumea, gen, nu știu care e treaba, dar... Da, ciudat că vine din partea aia. Pare că nici n-ai apă când mă uit de aici, sincer. Da. Bine, dar cumva arată kind of mișto. Da, e un fel de două feluri. Da, uite, acolo e apă, acolo nu. E tare ciudat cu sticla aia, cu... na. Stai așa un pic, dacă tu stai aici să-mi bag și eu fuel la... Da, bagă. Și aici ai ferma de sugarcane, nu? Da, dar și ea merge foarte bine și ferma de sugarcane merge bine, gen. Stai așa, una, două, trei, patru, și care e a cincea? A, nu, stai că-s două acolo, ok, da, sunt cinci. Păi două acolo, da. Da, văd că ai făcut și un copac, cam chel, dar na, merge. N-am avut frunze. N-ai avut... Tu care ai... Uite.
Stai să văd, mamă, blană, merge super. Și când este că nu e, chiar primisem mai devreme un comentariu și îmi zicea lumea că e ineficientă ferma, că n-am pus minecart ăla și se pierd blocuri, știi, se pierde Sugar Cane. Ah, da, chiar nu mă interesează, pierd, că deja e un chest aproape, adică... Dar n-ai treabă, că toată lumea e online pe server, mai stă Puf, ce să face, mai stă cu oricum Peter. Oricum se încarcă ceancurile. Vreau să te uiți așa, tu n-ai free camera, da, nu? Da, nu, n-am. Bun, uite-te așa un pic de puiat, un punct să te uiți așa de sus, te uiți la astea două, la astea de kelp și la astea de sugar, să-mi zici cum arată de ea. Multă piatră, nu știu, e multă piatră atât. Da, dar arată bine. Sunt drăguțe, aulă. Ok, pistoane sub mine. Vezi? Da, drăguțe. Bă, da, asta muncit, Dar mi-a luat mult, să știi, chiar dacă e doar piatră, mi-a luat mult să fac asta. Mă, durează să le randomizez, știu cum e, că și mie turnul ăla mi-a luat o oră întreagă. Chiar ai văzut că construi colpire aici ceva? Nu, ce-o construit? O construit, mă uitam și eu de la distanță, nu știu care e faza. Ia uite, ce e asta? Scrie, shop de moss, ia uite, un stack, un diamant. Moss shop. Ok, un stack, are moss și cobblestone? Și numai un stack, un diamant? Bă, ce ieftin. Ar merge cumpărat, nu? Da, și înăuntru, în construcție. Da, bun, Milu, cam scump, Mamă, în construcție, asta e fermă de moss, ok. Interesant. Aha, păi și de ce să mai plătim, bă, băi, ia-mi-o. Ce-i, dai drumul și... Ce-i, bun, Milu. Băi, pa, și ia uite cât moss e aici, ești nebun. Băi, la ce să mai dau un diamant, ia uite. Eu mă gândeam că vrei să o pornești, mai bine nu o pornești, sincer. Mi-a plăcut să fac afaceri cu tine, portalul e tot acolo, nu? Portalul meu? Spre Nether, da. Da. E tot în casă, este, nu, până la... Bine, atunci am plecat, mă duc să-ți fur portalul și să multiplic ăla. Ne auzim, papa. Să-mi aduci mie ăla, pa. Da, mi-a plăcut să fac afaceri cu tine, salut. Hai că am făcut un deal mega bun cu Dani, pentru că, ce scrie în partea aia, spre Peter, am înțeles. Deci băieții deja și-au sincronizat portalele de la unul la altul, hai că arată bine. Dar revenind, am făcut un deal foarte bun cu Dani, pentru că, să fiu sincer, 10 diamante să nu mai am de mers printr-un bastion îi extraordinar, însă îmi trebuie un bloc de Blackstone și pentru asta aș avea nevoie de un Basal Deltas eventual, că nu vă Blackstone pe nicăieri pe aici. Place când nu-s primul Nether, pur și simplu e totul pregătit, nu mai intru, am rezolvat și plec, însă, deși am luat astea 12 bucăți de Blackstone, parcă aș căuta niște Nether Fortress-uri pentru a face rost de acel Rib Armor Tree. N-a durat mult și deja am ajuns la un Nether Fortress unde s-a spawnat primul gușter, ia zi, prietene, un cap sau nu. Bă, dar nu mă bag în seamă până nu sunt fața lui, așa, s-a dus... Nimic special, mai este 3 în partea aia, dar până una alta vreau să-l dau jos de acolo. Nu, n-am avut noroc. Blaze Spawner, perfect, dar întâi ăștia 3, hai băieții, să discutăm puțin. Poate un cap, poate două să fie acolo. Nu de alta, dar aș vrea și un beacon. Oh, mamă, al treilea și direct cap? Serios? Dă-l aici, frumos, hai și tu în partea asta. Deci... Te rezolv al doilea cap? Nu, nu a fost să fie, asta este. Niciun cufăr în partea aceea, dar dacă toți sunt aici, aș da o tură până la Blaze Spawner pentru a face rost de mai multe Blaze Roduri. Ia ziceți băieții, îmi dați aici câteva. Așa, gata, nu de alta, dar e foarte bine amplasat pentru că n-a unde zbura și pe lângă asta am nevoie de Blaze Roduri ca să fac niște poțiuni plus un Nether Chest. Hai că-i mai bat pe ăștia doi și am plecat pentru că ar trebui să am destule Blaze Roduri pe moment. Ia zi, mai dă minute, rog, perfect, 6 Blaze Roduri. Ajung, pun torțele și m-am dus că văzusem în partea aceea o zonă unde sunt niște cufere. Da, ia uite, pe acolo pe sus ar trebui să fie, chiar și pe aici aș avea câteva cu puțin noroc, însă niciunul momentan. Mai în față, da, pe dreapta și pe stânga s-ar putea să fie, totuși aș vrea niște fier pentru un scut dacă se poate. Aoleo, deci pe aici lavă, Nether Wart, superb că o să am nevoie de el. Da, aoleo, salut băieți, salut, mi-o dat băiatul, așa, cu grijă și cu atenție, să nu mai iau cumva vreo lovitură, bun, hai că suntem bine, uite-l pe ăla acolo, mai e încă unul pe stânga, nu vreau să mă bagi în seamă, hai, încă un pic, și s-o dus ăsta, cufăr, pe undeva, pe dreapta, pe stânga, nimic din câte pot observa, nici aici, hai mă, pe bune,
Aoleo, sedel, spargel, ca să știu că am fost acolo. 4 cufere la rând, în primul mi-o dat niște aur, după în partea asta am obsidian și fier, aici e un diamant și undeva pe dreapta, în zona asta, îi mai mult aur și niște armuri de cal. Mai în față, nu, mai în față n-avem nimic, atunci poate în cealaltă direcție îi cu puțin mai mult noroc. Hai cufărule, te rog, te rog, îi ce trebuie, da, nether wart, obsidian, mă, îi ce am nevoie, dar nu-i ce trebuie, deci pe bune, un singur armor trim, n-am nevoie de diamante, fier, aur, am făcut destule astăzi, pur și simplu o bucată de armor trim. Din păcate, în primul fortress n-am găsit armor trim, dar am plecat să mai caut unul și, ia uite, în partea asta sunt două foarte apropiate, așa că înăuntru și sper să fie ceva ca lumea, totuși va fi plină zona asta de wither, de blaze-uri și scutul meu să cam duce. Am vrut să zic că să duce, dar s-o dus deja, n-am apucat să fac nimic cu el, ok, te bat pe tine, așa rapid. Și în spate cineva? Da, ia uite că vine ăsta. Bun, ce îi prin cufere? Numai niște aur. Deci cred că voi avea o grămadă de minereuri, dar nu ce-mi trebuie mie. Hai că le sparg rapid și fără scut, mergem YOLO, ce să mai. Din păcate, n-am avut prea mult noroc în acele două fortress-uri, deci cu primul 3 fortress-uri în care n-a fost nici măcar un armor trim, așa că am plecat o grămadă pentru a ajunge la cel de-al patrulea, unde sper că găsesc ceea ce am nevoie. Mamă, comitetul de întâmpinare, direct blaze-uri. Aoleo, facem dreapta pe aici și ceva cufere sau... Vai, ce urât e fortress-ul ăsta și din câte pot observa... Nu cred că vor fi prea multe cufere, dar Doamne ajută dacă-s 2-3 să aibă ceea ce am nevoie. Nu de alta, dar sunt pe punctul de a rămâne fără mâncare, adică mai am doar 4 bucăți de vită. În partea aia n-are sens să merg, aici pe dreapta e ceva, nimic. Uite, cufăr, perfectos. Și cred că ăsta e cam ultimul. O intra și Peter, mamă, Peter cu norocul. Salutare, ai adus norocul pe server, te pup. Gata, au adus Peter, norocul, mare rib armor trim, mă pot întoarce acasă dacă mai știu coordonatele. A durat destul de mult până a reușit să ajung acasă, dar important este că n-am murit de foame pe parcurs, deși nu mai am mult, 3 copănele imediat se duc, așa că am ajuns aici la Dani și după, cred că diamantele le-am lăsat ori la el, ori la bază, stai să văd, parcă erau în partea asta, nu? Diamantele, da, am lăsat în partea asta și târnăcopul ca nu cumva să mor cu el din greșeală la mine. Hai că le las astea aici. Și iau din partea asta tot ce-mi trebuie, crafting table, pe unde are nenea Dani. Bă, pe bune, că n-are niciun crafting table pe aici, gata, am rezolvat. Și acum să multiplic armor trim-ul, perfect. Și o să-i las probabil în cufărul ăsta, așa, în butoi acolo. Le-am luat, mă bag la somn și la bază cu mine pentru că mor de foame. După trade-ul cu Dani și călătoria Nether, am ajuns să am 5 tipuri de armor trim-uri din cele 16 care există în Minecraft. Și de ce am făcut asta? Ei bine, vreau să construiesc exact acolo un shop pentru ele. Deoarece nu oricine are chef să meargă în căutarea unei structuri anume ca să facă rost de un armor trim, așa că am să le vând direct aici la spawn. Și știu că le pot multiplica după, dar tot trebuie să cumpere măcar unul pentru a face asta, iar prețurile vor fi în funcție de cât de greu se obțin. Am mai adăugat câteva detalii magazinului de armor trim-uri și așa arată momentan corabia unde le voi vinde. Bine, corabie e mult spus, barca unde le voi vinde, însă aș vrea să adaug câteva detalii, mai exact un detaliu foarte important care va atrage o grămadă de priviri. Și pentru asta îmi trebuie 6 anviluri. Așa, pentru că vor veni 2 pe partea asta, 2 aici în spate și ultimele 2 pe partea din dreapta. Gata. Acum ori vor veni oamenii să le folosească pentru a nu strica ei fier sau vor veni pur și simplu să se uite, dar important este că aceste armor trim-uri, aceste anviluri vor atrage privirile și voi pune aici sus
fix pe partea din față. Un armor stand, însă nu știu exact ce armură să folosesc. Mă gândeam la una de diamant cu trim de aur din ăla din deșert sau nici nu știu, lăsați-mi niște idei în secțiunea de comentarii, plus trebuie să văd mai exact prețurile și să adaug ceva mai multe armor trimuri, că 5, să fiu sincer, nu cred că-s destule.